Cum se încadrează războiul din Ucraina în contextul istoric al conflictelor din Europa de Est? Există paralele istorice care pot oferi perspectiva asupra evoluției acestui conflict? Întrebarea dumneavoastră e lungă, foarte interesantă și aș da să vă dau un răspuns cât mai sintetic și cum o dai limpede. Conflictul, războiul actual dintre Rusia și Ucraina este un conflict, un război neobișnuit. Niciodată în Europa nu au fost războaie de genul acesta, în primul rând pentru că vinovăția Ucrainei este certă în cadrul acestui război, pentru că beneficiază de teritorii istorice rusești pe care Imperiul Sovietic în 1954, prin Nikita Hrușov, le-a oferit Republicii Ucraina. 2. Războiul dintre Rusia și Ucraina dezonorează ambele popoare, atât poporul rus cât și poporul ucrainean, rușinează civilizația Europei, căci Europa, fiind ca și marea continent al civilizației și al realizărilor științifice unice în lume, ca fiind arbitru planetei prin atâtea milenii, se dezonorează ieșind, intrând în barbaria unui război de exterminare. Războiul actual este o catastrofă, o catastrofă, căci pune sub semnul întrebării înțelepciunea unor oameni de stat. Dar, pentru că puneți întrebări din genul ăsta, ar fi bine să știi că în spatele războiului există un grup de putere ocult foarte important care au capturat statul ucrainean, iar adevărata ucrainean se folosesc de Ucraina pentru a izbi fundamental în Rusia. Deci, domnule, dacă ai pus întrebarea, trebuie să vă spun că actualul război Ucraina-Rusia are în spate actori necunoscuți. Unii sunt membri în guvernul mondial constituit la New York și în alte centri mondiale. Guvernul mondial e constituit în 98% dintr-o anumită etnie. Să reții, guvernul mondial e constituit, națiunile vor fi topite în una singură, nu vor fi guverne decât la capitale, 2-3 reprezentanți ai marilor corporații mondiale. Lumea merge spre un control total în care guvernul mondial cu corporațiile respective vor avea primul și ultimul cuvânt. Este o catastrofă care amenință echilibrul planetar. Că și acești domni care sunt în Ucraina implicați în război promovează valori nefirești. Toată pornografia, toate aberațiile sexuale care vor să se introducă prin sistemul de învățământ și în România, deja în vest sunt lege. Lege! Scutiți-mă de războiul acesta, îl detest pentru că mor oameni nevinovați, iar poporul ucrainean și poporul rus sunt popoare frate, surori. Eu iubesc pe amândouă popoare și nu-mi convine să văd lângă mine atâta norocire. Dar interesele stăpânilor lumii sunt mari. Rusia este deținătoarea unor rezerve naturale strategice calculate în cifre financiare. Sunt bilioane de miliarde de dolari. Deci ținta adevărată, domnule Valei, este Rusia, care ei vor să o dezlovească din plin și să o dezmembreze. Am răspuns. Domnule profesor, doctor, altă întrebare. În ce mod a influențat poziția geografică și istorică a României în relațiile sale cu Ucraina și Rusia de-a lungul timpului, în special în perioadele de tensiune? Dumneavoastră a spus chiar și o întrebare lungă, dar dacă vreți să răspund despre relațiile în istorie România-Rusia, să veniți odată să filmați 2 ore. Ascultați-mă, nu mă provocați. Eu am făcut la televiziune odată 3 ore de emisiune și am văzut-o niște oameni în țară, spune ăsta-i șoc, nu știu pune emisiunea aia. Deci nu pune o întrebare atât de importantă și complicată în care am dispus o mie de lucruri. Pe scurt. România nu are prietenă nici Rusia, nici Ucraina. România, în momentul de față, mai degrabă Ucraina este mai periculoasă pentru România decât Rusia. Mai degrabă Putin ar fi o alternativă, că Putin, la urma urmei, este un om care împărtășește valori
morale și socioculturale ca și noi. Bărbatul să fie bărbat, femeia să fie femeie, de aia a fost zis așa, să se ia de mână, să se urască, să se căsătorească, să meargă unii vor ei. Nu aberațiile cu care se promovează în vest, promovează guvernul mondial. România nu trebuie să se implice în acest conflict, punctul meu de vedere, decât în măsură în a ajuta poporul ucrainean. O viață în istorie am oferit ajutor umanitar. Asta vrem, iar cei de la București care sunt controlați, că în România, domnilor și doamnelor care mă priviți, cei care conduc statul român, sunt la dispoziția altor forțe, altor nuclee de putere din lume și iar măsurile care le iau implicând cu statul român în Ucraina sunt nefirești, necorecte. Poporul român vrea pace, totdeauna a vrut pace, e un popor cinstit, muncitor, prietenos cu toți. Ucraina este intolerantă cu românii, a închis școlile românești, le-a agresat, a trimis mii de tineri să moară pe front la Donbas și în Donetsk, Lugansk. Ucraina nu este un prieten a României, ci aș spune chiar că este un dușman care ne disprețuiește. Deci, politica statului român actualmente nu reprezintă adevărate interesele României, ci a nucleului ocult de putere care bagă statul român în a sprijini cât mai mult statul ucrainean. România are nevoie de o poziție neutrală, cu minte, umanitar, le oferim toată asistența, cum și le oferim. Ce face România este un act de bravură unic în lume. La copiii ucraineni dă mai multă alocație de la copiii români. Oferim tot ce ne trebuie, dovadă că suntem același popor nobil al istoriei. Așadar, concluzie, nu război, nu război, nu alianță cu Ucraina, nu război cu Rusia, prietenie, armonie, interesele și proce satisfăcute. Lângă noi avem un domn profesor de istorie. Vă rog să vă prezentați. Păi mă numesc Petru Anechitoaie. Sunt profesor de istorie, geografie, predând în școlile orașului Darabani și istorie și geografie, ca și alte obiecte din sfera socio-umană. O întrebare și pentru dumneavoastră. Care sunt lecțiile istorice pe care România le poate extrage din conflictele anterioare din regiune pentru a-și gestiona mai eficient securitatea la granițele cu Ucraina? În minte îmi vin foarte multe idei. Mă bucur foarte mult de amploarea elementelor ce le are în gândire domnul profesor doctor care a vorbit anterior, domnul profesor Manole, iar eu și familia mea, ca și cunoscuții noștri de un număr de ani, încă trăim un sentiment de uimire pentru evenimentele ce se au început cu câțiva ani în urmă și continuă și astăzi și nu știu cât o să mai continue. Acum, dacă am vorbit despre lecții legate de războaie în această zonă teritorială, au fost numeroase și au implicat foste mari imperii ale vremurilor, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist, Imperiul Austro-Ungar de la o anumită perioadă, și teritoriile noastre au fost încălcate de multe ori de forțe ale acestor, cu armatele lor, ale acestor, cum am spus, mari imperii. Acum, legat de ceea ce v-am spus la început, ca o chintesență pentru mine, uimire, am multe cunoștințe în zona ucraineană apropiată granițelor fostei Uniuni Sovietice sau a Ucrainei de astăzi. Să știți că eu am copilărit în Păltiniș, de pe malul drept al Prutului, priveam în depărtare spre drumul Hătinului. Am cercetat în timp despre relațiile pe care le-au avut de o parte și de alții oamenii, comunitățile
locale de dincolo, din stânga Prutului, și vreau să vă zic că războaiele nu aduc bine și nu aduc nimic bun. Gândesc că poate pacea și tot ce trebuie să se facă pentru a se deschide drumuri de negocieri între Ucraina și Rusia sau între cei care stau în spatele conducătorilor Ucrainei și Marea Rusie, nu știu în ce măsură este adevărat sau poate fi adevărat că ar fi forțe ce își doresc să împingă Rusia dincolo de Ural, să o ducă în Asia și că Europa să se întindă până spre granița geografică firească, până în zona munților Ural și zona Caucazului, zona Caspicii și cu toate bogățiile care există, subsolice și solice. Acum Ucraina are și ea oameni gospodari. Ucraina stă foarte bine și stătea foarte bine economic și poate mulți au pus ochii pe aceste bogății și au dorit să le aibă în stăpânire și, pe de altă parte, Putin și-a dorit să mențină un coridor tampon între Europa de Vest centrală și țara sa, că nu se mai face acest lucru, se vede prin izbucnirea unui război. Acum, războaiele continuă și în alte părți acestei zone geografice și nu de acum de multă vreme. Eu, ca istoric, sper că discuțiile dintre oameni și nu armele și mai ales cele foarte sofisticate de care adesea se face vorbire în momentul de față, după ce am ascultat că cine știe cum o să răspundă Rusia la această acțiune a ucrainenilor dincolo de granițele Rusiei în interiorul acesteia, și că e posibil ca această enclavă ocupată de ucraineni să fie înconjurată de ruși și care să folosească niște arme nemai văzute, nemai cunoscute, ce să le aducă succes. Și eu, ca un om care știu foarte bine evoluțiile din această zonă a lumii, de la acțiunea varegilor, știu expresia aceasta, de la varegi la greci, ei căutând pe cursul Nistrului, Niprului, drumuri și mai ales iarna ca să-și ducă mărfurile spre zona Caucazului, despre acțiunile pe care le-au făcut popoarele din est, din zona mongolă, spre zona Rusiei și pas cu pas, cum până la 1765, totuși rușii au ajuns la Nistru în timpul Ecaterinei a doua. Bineînțeles că mai am în vedere că și rușii și ucrainenii sunt creștini ortodoxi și aici cred și nu cred, este foarte adevărat că reprezentantele structurilor statale grecești, zona Constantinopolului care a livrat către Crimeea și către Rusia pas cu pas religie ortodoxă și faptul că în momentul de față și noi și ei suntem de această religie pe care mulți din vest, îmi pare rău că ar trebui să spun, dar eu citesc pe cineva care era mai îngâmpat așa și îmi spunea și mie, domnule, ce te mai păstrezi și rămâi așa ortodox și nu treci dumitare la alte culte, pentru că ortodoxismul este un gunoi a Europei. N-am crezut și m-am cutremurat când am auzit asemenea vorbe, dar în final aș spune că acest război
cred că se va încheia cu discuții și va aduce pace. Domnule profesor dr. Gică Manole, da, vă rog. O altă întrebare pentru noastră. Cum au evoluat relațiile bilaterale dintre România și Ucraina din punct de vedere istoric? Și care sunt momentele cheie pe care au definit aceste relații? Nu există statalitatea Ucrainei în istorie. Relațiile româno-ucrainene sunt de dată recentă. Poporul român are stat în această parte a Europei, statul muntean, Basarabean, statul țara Moldovei, de 800 de ani. Ucraina ca stat există, a existat câțiva ani în secolul 17, după o mare revoltă reușită a unui hatman, căzășesc ucrainean, să zicem, Bogdan Khmelnitsky, cuscul lui Vasile Lupu, care și-a căsătorit fata cu Timuș Khmelnitsky, fiul lui Bogdan. Dar statul ucrainean, dobândit libertatea pe războaiele grele cu Polonia, de frica Poloniei, s-a unit cu Rusia la 1654. De la 1654, prietene vali, pe harta politică a Europei, nu mai există niciun stat ucrainean. A dispărut, fiind înghițită de Marea Rusie, care Marea Rusie, de la Petru cel Mare până la Nicolae II Romanov, evoluează ca un imperiu bicontinental, de la Pacific până la Nistru, chiar până la Dunuri voiau ei. Deci, în contextul când Imperiul Rus se prăbușește în 1917-18 și îndeoseb ca mare lovituri de stat, date de teribilul bandă de criminali Lenin, Trotsky, Stalin, cu asistență financiară germană și sute de milioane de mărci și dolari din Statele Unite și din Imperiul German, Rusia se prăbușește, iar Imperiul Rus dezmembrându-se, când Lenin ia puterea în 7 noiembrie 1917, Ucraina își proclamă statalitate. Între România și Ucraina în 1917-18 au existat un început rudimentar de relații bilaterale. Cât era din nou statul ucrainean, într-o dată a emis pretenții, era agresiv și periculoasă această Ucraina nouă, creată de al doilea Reich, de Imperiul German, dar astfel existența Ucrainei în 1918 ianuarie a fost creată pentru că ucrainenii au dat Germaniei 1 milion de tone de grâu și porumb. Germania, fiind sub blocajul economic al puterilor Antante, murea de foame. Și atunci ucrainenilor li s-a spus, dați-ne 1 milion de tone de cereale și vă recunoaștem statul. A apărut harta Europei Ucraina, România a intrat în relații, dar nu prietenești, pentru că Ucraina pe loc a emis pretenții asupra Basarabiei, spunând că Basarabia trebuie să aparțină Republicii Ucraina. Rada de la Kiev a spus asta. Eu am instrumentat problema asta în cartea 1918, o carte apărută la carte românească în 2019. În 2000, în 1918 decembrie, Ucraina dispare ca stat de pe harta Europei, căci este înghițită de armatele victorioase ale lui Stalin, Trotsky și Lenin, de Armata Roșie. Și din 1918-19 Ucraina există ca stat component în cadrul Imperiului Federației Sovietice, numită URSS, creat ca stat în 1922, iar Ucraina a fost o republică sovietică socialistă unională în interiorul Marelui Imperiu Sovietic. Deci, unde găsim noi existența istorică a Ucrainei? Aproape nicăieri. Nu există. Au încercat, deci, germanii să creeze Ucraina, a existat câteva luni. Atunci, când Imperiul Sovietic trăia 1000 de ani bătut în cuie, Nikita Hrușev, unul din primii secretari ai Partidului Comunist de la Kremlin, al Uniunii Sovietice, a oferit teritorii vechi rusești. Donetsk, Lugansk, Harkov, Donbass, Ucrainei sovietice, deci Nikita Hrușov a spus ce importanță are dacă aceste regiuni vechi rusești de 1000 de ani sunt în Ucraina sovietică sau în Republica Sovietică Socialistă Federativă Rusia. Deci Imperiul Sovietic avea 16 republici unionale. Și așa altfel domnul Nikita Hrușov
a oferit mari teritorii rusești vechi istorice Ucrainei. Când în 1991 Imperiul Sovietic face implozie, când în decembrie Gorbașov anunță că se retrage, Uniunea Sovietică s-a dezmembrat, atunci Ucraina, Belorusia, Moldova, Georgia, Armenia, Republica Federativă, Kazahstan, Rusă, toate se separă de Uniunea Sovietică cu teritoriile pe care le aveau în moment în cadrul Imperiului Sovietic. Și atunci Ucraina, în 1991, ianuarie-februarie, s-a trezit ca un uriaș stat al Europei, cu teritorii vechi rusești în interiorul frontierilor sale. Evident că eu mă gândeam atunci, oare cum se simte Rusia că a cedat URSS, a dat Uniunea Sovietică, Ucrainei Sovietice, teritorii rusești de 1000 de ani, mă gândeam eu. Și uite că gândurile mele au ajuns la un dezordământ tragic, că și Rusia a înghițit un deșeu, a înghițit două, n-au prea mers bine cu ucrainene, s-a întâmplat acest război, care, repet, este o catastrofă umanitară și europeană, dar punctul de vedere pe care trebuie să-l rețineți dumneavoastră, nu guvernul ucrainean este de vinovat de declanșarea războiului, nici Vladimir Putin, președintele Rusiei, și grupul de putere ocult care controlează destinele planetei și care, capturând economic financiar statul ucrainean, l-au împins la un tratament aspru și ostil către Federația Rusă. Vă anunț, prieteni din partea Valea Mașeului, că datoria publică a Ucrainei în 2018 era de câteva sute de miliarde de dolari. Ucraina a ajuns în stat de faliment și atunci a intervenit cel mai bogat om din lume, domnul R. Rothschild, și care a răscumpărat datoria suverană a României, a Ucrainei, și din momentul ăla a devenit proprietatea Ucrainei. Deci, Ucraina nu este stăpână pe deciziile sale. Ucraina nu are autonomie statală. Ucraina nu este suverană. Politicile externe ale statului ucrainean nu sunt ale poporului ucrainean, ci ale grupului de putere ocult care controlează la nivel mondial planeta. Am să vă spun, domnii voastre, că România în relațiile cu Ucraina n-a avut decât necazuri. Ucraina s-a libertat liberă de 1991 până în timpul războiului de azi. Statul ucrainean, când s-a dezmembrat Imperiul Sovietic, a luat teritoriu, a rămas cu teritoriul de la Rusia. În 1991, când Imperiul Sovietic moare, teritoriile românești date de Stalin Ucrainei în 1940, nordul Bucovinei, Herța, nordul Basarabiei, Transnistria, Transcarpatia, au revenit Ucrainei, sudul Basarabiei, cu Chilia, cetatea albă. Deci, într-o dată, Ucraina a intrat în componența statului ucrainean și teritorii românești pe care Stalin le-a anexat de la România și le-a oferit cadou Ucrainei Sovietice. Deci, în 1991-92-93, din momentul ăla între România și Ucraina, au început să apară fricțiuni la relații bilaterale, iar fricțiunile sunt toate provocate de guvernul de la Kiev, care a avut un comportament agresiv, desprețuitor, rasist și xenofob față de poporul român. Eu acum 12 ani am câștigat un proiect cu superbele doamne de la o instituție din Botoșani de 500.000 de euro și am propus să fac un manual de istoria românilor pentru toate școlile românești din Ucraina. Imediat m-au contactat autoritățile din Kiev când am fost acolo, au venit special să mă cunoască. De ce vreți o istoria românilor pentru copiii din școlile de aici? Eu am zis, domnule, dumneavoastră, ne oferiți, evident, autonomie, dar fiind etnici români, e bine să aibă o istorie a românilor. Nu, s-au refuzat ucrainele proiectul, le-am spus, voi faceți o istorie a Ucrainei pentru școlile din Ucraina. Deci n-a fost absurd. Nu s-a putut datorită comportamentului rasist, xenofob și antiromânesc. Deci, în 1991, când Ucraina ia teritoriul liberă, în Ucraina erau 120 de școli în limba română, iar în momentul în care eu vorbesc cu Vali Hudești și cu domnul Petru Aichitoaie, domnul minunatul meu coleg, din cele 120 de școli, dacă mai sunt 3 sau 4. În 2006, când am fost întâia dată în Ucraina, erau 95 de școli în limba română, am vizitat multe dintre ele, iar acum mai sunt 3-4.
toate au fost ucrainizate în ciuda tratatului bilateral român-ucrainean din 1997. Deci tratatul bilateral român-ucrainean fiind redactat de conducătorii statului român, fără inteligență și fără dăruire către binele poporului român, mă refer la Constantinescu Emil, Petre Roman, ministrul de președinte Senatului, Adrian Severin, ministrul externe, și Constantinescu, au încheiat un tratat în care nu că au cedat pământurile, dar n-au prevăzut la tot articolul ăla, n-au prevăzut că în caz de proastă, de rea credință, părțile, ambele părți contractante, România și Ucraina, ne zând pe buna lor credință, vor face, vor drege, dar nu spun dacă buna credință nu există. Dacă nu există buna credință, ce măsuri de a obliga partenerul de tratat să îndeplinească? Și uite așa, cu un tratat bilateral de 1997, care fie vorba între noi, domnul Tiberiu Tudor m-a sunat de mai multe ori, are o carte, un act de înaltă tratare națională, în 1997 am reușit în 3 șefi de stat, fără anvergură culturală și politică europeană autentică, să cedăm, fără de bună voie și nezis de nimeni, teritorii istorice românești. Mihai Eminescu și Adrian Serve. Domnul doctor, domnul profesor, da, stimate coleg, ați accentuat în discuțiile purtate acum despre un moment în care școlile românești din Ucraina încep să, în mod mai accentuat, să fie ucrainizate după o perioadă de dezgheță în care începuseră ucrainenii să permită școli românești pe teritoriul lor. Acum, aș vrea și eu un punct de vedere a dumitale, dacă câștigarea procesului privind de către domnul Aurescu, privind insula Șerpilor, la continent maritim al... a produs o mânie la Kiev și din nou s-a accentuat ucrainizarea școlilor, s-a răsfrânt asupra școlilor. La care vreau să completez, aveți o subtilă și extrem de rafinată înțelegere a fenomenului bilateral român-ucrainean. Conducătorul delegației române, Bogdan Aurescu, a făcut o mare ispravă. Bogdan Aurescu a, la procesul de la Haga, a câștigat pentru statul român platou, delimitarea între Ucraina și platou maritim continental România-Ucraina. 80% din platou revine exact României, 20% Ucrainei, din momentul ăla Ucraina a turbat. Da. Nu uitați că ani de zile Ucraina a terorizat statul român cu săparea unui canal artificial, da, Bistroie, da, prin care voiau să îndepărteze unul brațul nordic al Deltei, să-l facă inutilizabil pentru comerț. Este extraordinar de bine subliniat, după sentința de la Haga, Ucraina a devenit extrem de antiromânească, dar cel domnule Petru, coleg de profesie, credeți dumneavoastră, cum îmi simțeam eu când mă duceam în Ucraina? Și domnule, dacă vrea, haideți să vedeți într-o școală moldovenească cum se învață, da, școala. Zic, cum, dar moldovenii sunt tot români. Nu, moldovenii sunt moldoveni și românii sunt români. De-abia în 2024, acum, statul ucrainean a eliminat din prevederile legislative ale învățământului distincția deosebitoare între moldoveni și români. Asta e dovadă de prietenie? Nu! Prietenia între popoare se manifestă cum o manifestă neamul român. De aceea poporul dumitale, al meu și al dumneavoastră, să fiți mândri că niciodată nu și-a încărcat conștiința cu asuprirea altor neamuri. Nu le-am românizat școlile cu desila, nici bisericile, nu le-am arestat flăcăie și i-am trimis pe luptele noastre, ba din contră, i-am lăsat pe străini în țară și le-am plecat cu flăcăii noștri să moară în toate câmpurile de bătălie a Europei. Iar toți străinul în țara asta a primit pâine, sat, casă, adăpost
și omenie. De aceea relațiile bilaterale româno-ucrainene, ca să sintetizez și să închei, sunt, trebuie să fie corecte, în niciun caz de subordonare, în niciun caz să facem gesturi de sprijinirea Kievului exagerat de partizane. Nu avem voie noi să dăm atât armament Ucrainei, să dea NATO, să dea Germania, să dea Franța, să dea Britania, să dea Italia, să dea ei cât mai mult armament Ucrainei, că ei stăpânesc Ucraina, nu România, dar yes-menii care conduc statul român, din slugărnicie față de puterea mondială, nu țin cont că România trebuie să aibă o aparență de neutralitate la urma urmei. La urma urmei noi încă avem cu Ucraina probleme istorice grele. Atât timp cât nordul Basarabiei, sudul Basarabiei, Herța și nordul Bucovinei sunt integrate în statul ucrainean, eu am un sentiment de disconfort și de scâsilă. Statul ucrainean este umflat teritorial de către fostul Imperiu Sovietic. Statul ucrainean trebuie să aibă normal cu dimensiune normală o treime din cel actual. Consider că România trebuie să păstreze o strictă neutralitate acum, să revină la neutralitate în conflictul Kiev-Moscova, căci acolo așa se apără interesele statului român mai bine. Și că București totdeauna să stea cu ochii pe Kiev, să oblige Kievul să refacă școlile românești, să creeze instituții culturale românești, să respecte națiunea română din nordul, din interiorul granițelor sale. Vă anunț, domnule Vali, că în orașul Cernăuț, care a fost 800 de ani al României, nu există o stradă Bogdan Vodă, nu există o stradă Petru Mușat, nu există o stradă Alexandru cel Bun, nu există o stradă Petru Lare, Ștefan cel Mare, Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu, și 800 de ani pe teritoriul ăla, orașul ăla a fost capitala unui ținut teritorial românesc. Ținutul Cernăuț, județul Cernăuț. Această dovadă de rea credință evidentă, de șovinism și xenofobie al statului ucrainean trebuie sancționată. Nu vrem război cu Ucraina, dar o stradă trebuie să numească Ștefan cel Mare, o alta Petru Rareș. 800 de ani noi am făcut istoria acolo, nu cum am găsit eu în abjectele lor manuale de istorie, pentru că domnule Vare Hudeș, să spui prietenilor dumitale de pe Valea Vașeului, că, virgulă, copiii din Ucraina, în istoria Ucrainei, învață minciuni ordinare, fruntate, degrețoase. M-am luat istoria Ucrainei la o clasă când am fost acolo. Toată istoria Ucrainei din secolul XIV până în secolul XX, în Cernăuț, Torojineț și celelalte zone, este făcută de cazaci. Românii nu există nicăieri. Asta înseamnă mutilarea unor conștiințe și am un sentiment de greață. Odată poporul român a făcut asta, să mintă în manualele de istorie noi despre alții. Ați venit, ați făcut treaba voastră, vă respectăm. Dovada înțelepciunii și genului poporului nostru este uriașa noastră toleranță, care vine din câteva milenii bune de asta, că noi suntem atât toleranți, că nu avem nevoie noi să ne încărcăm conștiința și destinul cu politici rasiste, șovine și xenofobe. Deci, cu Ucraina bună vecinătate și cu ochii pe ea ca să ne respecte jumătate de milion de români. Domnul Vali, pot să intervin și să vă spun că eu îl admir în permanență și îi spun că îmi place grozav. Discursul pe care îl ține colegul meu, domnul profesor doctor Gică Manole, îmi place limpezimea ideilor pe care le tratează într-un speech și bineînțeles că în minte mereu mai formulez comparații cu oameni cu înălțime intelectuală la vremea lor. În perioada studenției am avut un mare profesor de istorie, s-a numit Nicolae Corivan,
și a fost, a colaborat aproape Agricultural. cu distinsul profesor Nicolae Iorga și spunea că l-am însoțit pe domnul profesor Nicolae Iorga la un congres în Berlin și am avut următoarea situație în statutul meu de participant acolo, când știam și eu ce a făcut profesorul înainte de a lua cuvântul și el s-a inspirat din vasta lui pregătire intelectuală, din discuțiile care s-au purtat până atunci și cuvântul lui Nicolae Iorga a fost larg aplaudat de participant și conținutul a fost extraordinar de distins în ideile pe care le-a expus. Așa mă bucur eu de discursul colegului Gică Și eu de Manole prezența dumneavoastră încântat. și Sunt nu e prima onorat. dată când îl ascult și discutăm despre așa ceva, dar, domnul profesor doctor, totuși, vorbind despre momentele în care ne aflăm, credeți că comunitatea internațională, organismele mari care stăpânesc lumea, ca așa trebuie, ar trebui să ia în discuții situația care s-a evit acum cu acest stat în care se regăsesc părți din statele vecine? Cum o să E foarte procedeze? Ce credeți? interesant. Rețineți dumneavoastră, dragă domnule Petru, și toți prietenii noștri din Valea Mașeului, că Ucraina nu-i stăpână pe deciziile sale, iar cei care controlează Ucraina nu vor pace. Ați invocat-o nu de mult, că va fi pace. Putin vrea pace. Domnul din New York, celebru, care este consultant medical la Casa Albă, mi-a spus, dragul meu Gicuță, Putin vrea pace, Putin e un om de mare ispravă, dar nu vor stăpâni lumii că alt scop au. Deci nu va fi pace până și nu-și ating obiectivele acești oameni care sunt nesătui. Nu va fi pace cât cei care stăpânesc Ucraina țintească Rusia. Deci Sunt cei mari doresc putere, poftim, lăcomie dar și mai mulți bani. Vor și mai mulți bani și și mai implică multă putere. frica. Dragul meu, mi-a spus, pregătiți-vă de o pandemie. Da. Organizația Mondială a Sănătății a zis, nu e Organizația Mondială a Sănătății, este Ministrul Sănătății al poporului X. NATO nu este Organizația Mondială de Păstrare a Păcii, ci este armata privată a poporului Y. Domnul meu zice, noi trebuie să fim cu ei, dar conducătorul statului, pot, noi suntem simpatizați de ei, pot apăra România dacă au demnitate și curaj. Cunoaștere. Dar de la un om de tip Șolacu, de la un om de tip Șucă, de la un om tip, de la o doamnă tip, cum o cheamă, Alina Gheorgheu, de la o doamnă tip ministra nu știu care n-au nici cultură, nici educație, nici profunzime în gândire, nici strategie, nimic. Decât ei execută tot ce li se aduce, legea DECA, Ministerul Învățământului. Aia trebuie să fie inteligentă la câteva clase, cum am fost eu la atâta mari de clase. Ce ministru au pus-o, iată, execută de dispoziții. Deci, regret cu amar, vin timpuri grele, mai mult pregătesc o criză mondială economică generală, să lovească din plin, că doctorul fiind în elita puterii mondiale, are acces la informații. Bine, el mi-a spus, nu mai iei atitudini publice până și nu te informez eu, ca să nu mergi poziții false. Și eu mă pregătesc, am în mine încă foarte multe. Parcă nu convine ce și-au făcut cu românii, domnii ucraineni, și tocmai informațiile de acolo sunt atât de importante cât vreau să le folosesc. Nu mai pot să-i suport. Cum să-mi închei în școala mea românesc? Deci, ai cupu, i-am văzut și copii minunați. Lasă-i să învețe, domnule, în limba română. Ce, fug din Ucraina, îți fură țara? Ce tot atât? Și eu nu am nimic poporul ucrainean în sine. Dar faptul că au făcut din școlile românești și au făcut pentru mine un semn de durere. Dragul meu domn, vin timpuri grele și am puțin informațiile de acolo, așa mi se confirmă.
În ce măsură sunt relevante alianțele și tratatele istorice pentru poziționarea României în contextul războiului din Ucraina? Pot aceste alianțe oferi o perspectivă asupra angajamentelor în viitor? România fără alianțe militare, câteva secunde, nu supraviețuiește în contextul european și mondial actual. România trebuia să opteze pentru Rusia la 1995, 96, 97, 98. Eu, dacă eram la putere atunci, zboram la Kremlin în secret de 10 ori. Discutam cu Yeltsin și după aia cu Putin. Vezi prietenia României? 1000 de ani? Da. Basarabia. Retrăgeți-vă toate interesele și a noastră este. Din momentul ăsta de ca frații, frații și eram piest. Și cu China acum. A mai răsturna poziția externă a României acum, presupune sinucidere. Deci, fără alianță militară nu supraviețuim. Alianțele militare sunt ca aerul și sare României. Rămâne fidele actuale alianțe, dar cu demnitate și determinare. Statul român trebuie apărat interesele. Domnul Petru, spune, dați-ne. Scurt. Eu am auzit idei interesante. Acum nu știu ce comentare să fac în momentul în care colegul Gică Manole spunea că viitorul ar fi trebuit a unei alianțe numai spre Est. Eu cred că alianțele globale de, cu toată lumea, cu toate statele, în cadrul organismului internațional ce guvernează chestia asta, și consider că e bine cum este acum. Domnilor, vă mulțumesc din suflet pentru că v-am răpit din timpurile dumneavoastră și sper să ne întâlnim. A fost o plăcere. Emisiune frumoasă. Sigur că da, mai ales că întrebările sunt foarte interesante. Da, da, sunt de... Am verbură, de mare am verbură.